Muncitorii de la Apollo Ecoterm s-au apucat de treabă. În interiorul centralelor se efectuează lucrări de întreținere și reparații. De asemenea, exteriorul clădirilor este reabilitat pentru ca centralele să fie văruite. Probele de presiune vor fi demarate în luna octombrie. Probele pentru instalațiile de furnizare a energiei termice vor începe probabil la sfârșitul lunii octombrie și în funcție de timp. În momentul de față, noi efectuăm activitatea de curățare a filtrelor și a schimbătorilor de căldură. Acestea sunt operațiuni preliminare acestor probe pe care o să le facem. Totodată, în acest moment, ne îngrijim puțin și de aspectul exterior al centralelor, în sensul că tencuim zonele unde necesită acest lucru și o să le și văruim, ca să aibă o față cât de cât acceptabilă, pentru că, cum ați prezentat și noastră, aceste centrale au fost reabilitate cu instalații pe interior, dar pe exterior au fost lăsate nerenovate de câțiva ani buni. Abonații trebuie să-și verifice și ei instalațiile din locuințe. Acolo unde există probleme tehnice, este necesar ca acestea să fie rezolvate până la începerea furnizării agentului termic. Abonații n-au așa. Noi oricum am ținut instalația în presiune, adică este apă în presiune pe instalație. În momentul de față nu au ce să facă. Probabil că undeva în intervalul 15-30 octombrie o să le comunicăm că noi vom face aceste probe și vor trebui ca și ei să-și verifice instalațiile interioare din locuințe. Apollo Ecoterm anunță proprietarii care nu își verifică sistemele și vor suferi pagube de pe urma unor eventuale avarii că vor suporta singuri costurile pentru reparații. Așadar, mare atenție!